Ati, bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Vreau să faci cumva să mă hipnotizez, să fiu mai deșteaptă, poți? Unele calități se pot îmbunătăți dacă nu te-ai născut cu... Nu, nu m-am născut cu... Îți fără, total! Putem încerca! Tu ești hipnotizator? This is your job? Asta e meseria da, ta? Da. Wow, cum prostești, fete? Wow, cum prost... Nu e obiceiul meu. Îl faci pe cucu să mă voteze? Nici asta n-am cum să o fac. Ceva bani în cont? Pentru asta trebuie să vorbești cu ceva hacker. Nu, îmi trebuie fotbalist. Îmi dai fotbalist. Luăm un fotbalist, să luăm, nu știu, pe cine să zic, Mutu? Și cu pliculețul și chestii și vine acasă la mine și ne jucăm? Ne jucăm, știi? Că ea se joacă cu fotbalistii. Dacă te pricepi și tu la fotbal... Situație de 1-1. Zi-mi ce vrei să-mi faci. Nimic. Eu nu vreau să-ți fac absolut nimic. Vreau să mă hipnotizez. Poți? Eu vreau, vreau și cred și o să mă las hipnotizată. Stai să aflăm, stai să aflăm. Deci se poate hipnotiza oricine? Există o regulă? Da, dacă persoana respectivă este de acord și acceptă ideea. Dar poate să accepte ideea și să nu creadă în ea. Atât da, merge? Da. Deci da, numai cu consimțământul omului care da, urmează a fi hipnotizat. Da. Deci nu, eu nu lucrez cu... Ca politicieni. Cu chimicale sau cu altceva, cum fac ăștia la CIA sau la alte agenții, cum se vede prin televizor, că în diverse filme, că devine o persoană agent secret în câteva zile, în tot felul de tehnici. Păi de-aia întrebam, acum că ești aici, o să te întrebăm în toate prostiile astea care ne întreb prin cap. Da. Cum am văzut, este un serial The Mentalist. Și ăla hipnotizează într-un episod pe cineva și îi spune să nu mai fumeze toată viața. Se există poate așa și... ceva? Și partea asta, dar la fel, persoana trebuie să fie hotărâtă. Hotărâtă, hotărâtă. Dar chiar dacă e hotărâtă, merge? Da. Deci poți să mă hipnotizezi și să mă lași așa pe varianta să nu mai fumez niciodată. Da, există și varianta asta. Foarte știu, tare. Sau l-a slăbit. Hipnotizează-mă pe varianta să nu mai lucrez niciodată. Pentru asta nu trebuie să faci mare lucru. Sau chiar, să faci bani. Chiar nimic. Să găsesc un motiv pentru care vrei să mă hipnotizezi? Sau cum facem? Că vreau să mă hipnotizezi. Da, e bine după aia să ieși din hipnoză, știi? Ar fi bine... Uite, hipnotizează-mă să pot râde la bancurile lui Adrian Cupu. Și atunci o să râde acum tot timpul. Cum? Ce zici? Că râd eu, cred că m-a hipnotizat pe mine. Unele lucruri chiar nu se pot schimba la... Nu, chiar nu se poate. Nu se poate. Zine, cum se învață asta? Poate să învețe oricine. Da, și chiar da? Urmează să țin în diverse localități unde sunt persoane doritoare să țin cursuri de câte un weekend și în 5-6 weekenduri poate învăța oricine să lucreze cu hipnoza, cu... Dar presupune niște calități din partea hipnotizatorului? Ceva special? Pur și simplu trebuie să știe persoana care se ocupă cu așa ceva de niște mecanisme ale minții, niște pârghii pe care le poate aplica pentru a schimba unele lucruri și ideal e să cunoască și un pic de psihologie. Mm-hmm. Hai să ne apucăm de treabă. Cum da, să stau? Așa? Da, și jos, hai. Să nu furi din ea atât. Am mai avut experiență așa la televiziune și... N-a funcționat? S-a întâmplat ca persoana să fie cu mintea în altă parte, deci nu la ceea ce spuneam eu. Nu, eu sunt mintea la tine. Am idei puține și fixe. Dar eu sunt fără minte, deci nu știu cum... Și cum, n-ai reușit să hipnotizezi direct? Așa fac și la cabinet. Deci în momentul în care în primele 2-3 minute o persoană nu urmează instrucțiunile mele, o trimit acasă. Dar eu o să vezi că eu urmez. Deci nu e așa ușor. Uite. Sunt anumite semnale, anumite lucruri care îmi spun dacă persoana respectivă urmează instrucțiunile și dacă nu...
n-are rost să-mi dai seama că n-are rost. La tine la cabinet se plătește înainte, presupun, că de-aia dacă nu se respectă instrucțiunile, o trimiți acasă. Nu, eu prefer să după. După ce-i bați. Păi oricum când îl hipnotizezi poți să-i zici și lasă 6 milioane sumasă. Nu, eu nu fac ca și preoții, că am văzut, m-am luminat la un moment dat când am trecut pe lângă o biserică și am auzit cântărețul care mergea pe ca și la ăștia, în mănăstirile orientale, cânta așa monoton și preotul, Doamne miluiește, Doamne miluiește, și dacă cei care stăteau acolo așa pioși, preotul le cânta și pentru păcatele voastre, în momentul ăsta puteți plăti, ieși la ieșire în cutiuță. Corect, pentru fiecare păcat. Băieți, mi se ridică o mână. Da, știi de ce? De ce? Pentru că ești din sârmă. Hai, vrei să încercăm, Oti? Există un magnet acolo sus, în tavan. Deci poți, oare poți să-i hipnotizezi dacă nu fără pregătire înainte de 2-3 minute să vezi dacă e nebună într-adevăr sau nu? S-ar putea după aia să o încasez dacă începe să povestească anumite lucruri, dacă spune că nu se gândește. No. Deci, să începem, facem, nu? O experiență din asta. Vrei? Hai să facem. Dar nu așa. Nu așa? Nu, că după aia poate-ți vin idei. Am râs un pic. De fapt, e plâns. Ce să fac? Chiar nimic. Bun. Doar ceea ce spun. Bun. Închide. Știm că fiecare om, în momentul în care a fost copil, putea să pretindă că este altcineva sau că este ceva. În momentul ăsta am să te rog să îți închipui, să pretinzi, că aici, în colțul ochilor, ai câteva picături de superglu. Superglu care ți se întinde din colțul ochilor pe sub pleoape. Pleoapele încep să se lipească. Doar pretinde lucrul ăsta. Închipuie-ți cum e să ți se întindă acel super glu între pleoape. Când simți că pleoapele ți-s lipite, am să te rog să-i și încerci. Ok, oprește. Acum deschide ochii. Wow, n-am putut să le deschid. Zic că n-ai putut să le deschizi. Du-te că mi-e frică, eu mă duc de aici. Serios? N-am putut să o mers? Zic o mers. O mers. Ai, ce tare. Auzi, vezi că între timp până să deschizi ploapele, ai băgat 6 milioane în buzunar. Uita, ce spune. Se poate face cu ochii, poate nu s-ar putea face foarte cu gura. Tare. Sau poate să nu-ți miști mâinile. Cine wow, știe? Ești foarte tare. Nu, deci e mintea ta. Capacitatea minții umane este... Sunt mai deșteaptă decât se vehicula. Deci s-a lăsat într-adevăr în mrejele hipnozei. Am crezut că nu o să iasă. Nu, sigur nu se poate concentra. Pentru că sunt exersată să mă vrăjească băieții. Da. Direct, cum auzi că e vorba de un băiat? Mă, nu las. Foarte tare. Următorul. Nu, 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 mersi. Același lucru se întâmplă. Foarte. Există un medic spaniol care a descoperit o tehnică. Pur și simplu, în câteva minute pregătește o persoană și operează în stare de transă. Sau nici măcar transă, că persoana respectivă comunică și vorbește normal, doar că e anesteziat. Wow. Chiar am citit un caz de-a lui în care o persoană care avea ceva probleme la un picior și trebuia operat pe coloana vertebrală, dar din interiorul corpului. Deci a stat cu intestinele și cu toate organele scoase vreo 2 ore, în timp în care l-a operat pe interiorul coloanei, fără să simtă durere, fără nimic. Ce tare! Ce tare! Wow! Zi-mi o chestie. Ai zis că numai cu voia omului. Da. Dar pe omul pot prosti că... Ești ok și să-l hipnotizezi așa pozitiv fără să-și dea seama. Asta e deja programare neurolingvistică. Da? NLP-ul.
Mă rog. Asta s-a folosit, după câte am citit pe net, și în campania electorală lui Obama. Păi asta zic. Există așa ceva sau prostii pe care le citim în ziar? Există. NLP-ul poate produce efecte de genul ăsta. NLP-ul se folosește foarte mult în vânzări. Este cumva ca un derivat al hipnozei. Am înțeles. Dar se poate. Există tot felul de tehnici în vânzări. De exemplu, la NLP, în momentul în care intri la client ca și vânzător, pur și simplu discuți anumite lucruri la care știi răspunsul pozitiv și în momentul următor, dacă vinzi televizoare și explici la om, după ce ți-o dat două, trei răspunsuri, vă înțelegeți bine cu familia? Da. Ce frumos birou aveți dumneavoastră, v-a venit ideea să aranjați biroul? Da. Așa e că v-ar prinde bine un televizor, o plasmă frumoasă aici, care numai pentru dumneavoastră are un preț excelent. Vă fac și un discount de 30%. Am auzit că... Da. CBA. Hey. Am auzit că și la ghicitoare s-ar folosi o tehnică de genul ăsta. Că e o semi-hipnoză. Acolo deja e un fel de manipulare. Da. Deci, în momentul în care începi să comunici cu o persoană, poți să-l îi urmărești reacțiile, dacă cunoști limbajul corpului și mimica și gesturile, și în momentul în care începi să povestești ceva, vezi cum reacționează persoana și automat ai confirmarea că zici ceva ok sau nu. Sau nu. Okay. Mai știu. Okay. Zine lucruri bune pe care le face hipnoza. Deci, slăbit, la ce slăbit. Bun. Tot felul de probleme, frici se pot rezolva, controlul durerii, anestezie care se poate obține inclusiv la cabinetele stomatologice. Bun. Se poate folosi. Atunci de mâine vii că încep cura. Okay. Unde te putem vedea cu... cum zice, cu discursul despre hipnoză? În Cluj încă n-am găsit organizator care să se ocupe de sală, de persoane și persoanele interesate, dar pe site-ul meu mă pot contacta persoanele și... Bun. O să te susțin. Dacă mă susții și tu în campania mea electorală, din păcate nu mai avem timp să povestim. Ok, îți concepem un discurs hipnotic. O să te invit să votezi. Și dacă faci cumva vreun truc să voteze toată țara cu blonda platoului, ar fi... Toată țara! Tot continentul, vă rog să luați aici. Dă un pic. Asta? Acolo votul e secret, trebuie să-l vadă doar toată lumea. Se poate șterge memoria temporar? Blonda platoului! BP! S-a anulat. Vezi, corect. Fără supărare. Poftiți. Pati, mulțumesc foarte frumos că ai venit. Trebuie să ne luăm rămas bun, dragilor, pentru că a venit ora 10.